Președinte! Eu trimiteați lui Ceaușescu în fiecare zi, nu? Da. Aici, da. Aici, da. Aici, da. Aici, da. E aici, aici. Da. Domnul Florin, unde e? Deci de aici a plecat și Ceaușescu și cu Diaconescu, da. Vă rog. Atențiune! Spune! Domnilor! Da, că vorbesc mai tare! Domnule! Diaconescu! Sunt președintele Partidul Poporului din Pecica. Bine ați venit la noi în localitate. Vă mulțumim pentru onoarea care ne-ați dat-o. 22 de ani. Ciocoii ne-au dat numai țepe și țepe. Acum ajuns. Acum și noi împreună cu poporul o facem părți egale, toți cei de aici din Pecica împreună cu mine, dacă tot am primit-o o împart cu dumneavoastră, iar țeapa e pregătită pentru Băsescu, fiindcă el v-a promis. Pentru Băsescu!
Tot mă fie rușine! Așa, doamnă, băgați folclorul autentic. Deci ce-a mâncat Ceaușescu, mănâncă acum și poporul. Așa o să arate România după alegeri, o să împărțim tot ce avem în părți egale. Doamne, Doamne ajută să fie acolo! Doamne ajută să fie acolo! O să dăm înapoi la poporul român. Doamne ajută! Doamne ajută! Pesca e cu voi! 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 Am venit aici la Pecica. Ce vreau să vă spun în primul rând? Produse ca astea, fulare, tricouri, bani, alimente, pe care ei o să vi le ofere din nou și acum, așa cum vi le oferă de 20 de ani încoace. În primul rând, să știți că sunt din banii dumneavoastră toate obținute din ce v-au furat în ultimii 20 de ani. Ei acum vin și vă dau o firmitură ca să vă cumpere votul. Sfatul meu, părerea mea, ca jurnalist, și ca om ce face parte din familia dumneavoastră, că știți că Dan Diaconescu e ca și dumneavoastră, cei de aici din Pecica, dumneavoastră sunteți ca și mine, în fiecare dintre dumneavoastră un Dan Diaconescu, sfatul meu așadar, să le luați toate aceste produse, să le luați banii și să le dați câte o țeapă de asta în ziua votului și să votați cu primarul nostru de aici, cu viitorul primar, de aici din Pecica, și să votați cu viitorul președinte al Consiliului Județean, cu Remus Guțu, în locul lui Ios. Președinte, asta nu-i nimica! Dar știți ce-a mai făcut domnul primar Pecica? Ce-a făcut? A făcut Pecica oraș și localitatea Turnul Oșcherso și ne-a făcut stradă în loc de localitate. Numai stradă există localitatea, domnul! Nu e nimic! Jos Ceboie, jos Toharic! Asta-i semnul! E cel mai tare meeting împotriva închiderii OTV-ului, împotriva CNA-ului pe care l-am văzut eu vreodată, aici, sub acest copac secular și cu dumneavoastră, poporul nostru drag și cu OTV-istele mele, pe multe dintre ele le recunosc, așa nu v-am cunoscut niciodată, dar din SMS-uri, multe mesaje le-am primit din localitatea dumneavoastră, dar pentru ăștia mici, pentru copiii aceștia, nu vă irosiți votul, așadar vedeți ce faceți cu votul peste câteva zile, în 10 iunie, fiindcă de data asta aveți variantă, aveți alternativă. În localitatea dumneavoastră, eu voi candida la primărie, eu voi candida la Consiliul Județean, sub numele Dan Diaconescu, în fiecare căsuță aceea de pe buletine de vot, veți găsi numele prietenilor noștri din popor, care vor candida la primărie, la Consiliul Județean sau la Consiliul Local. Eu vă mulțumesc de pe acum anticipat, am trecut cu Bacu, mă rog, peste... Era cât pacii. Pe 29, dar ne judecăm cu ei și o să vedem. Domnul președinte! Cum? N-a fost și un vapor de-a lui Băsescu pe mureșul nostru! S-a scăpat, da! Părerea mea acum, dacă cumva Băsescu o să vină vreodată la dumneavoastră în vizită, nu știu dacă va veni... Băsescu!
frate. N-avem nevoie. Ziceam, dacă vine cumva, dacă totuși vine cumva și să urcă cu mașina pe bac, să scufundați bacul cum s-a scufundat flota și să spuneți asta e. Și când ei o să vă acuze că ce ați făcut cu Băsescu, de ce l-ați înnecat, să-i spuneți care bac, că n-am avut bac niciodată, cum zic ei, de flotă, că România n-a avut niciodată flotă. Exact. Trebuie să vă răzbuneați pe ei, așa cum v-au făcut ei, așa și dumneavoastră. Localita. Dacă gândiți, e adevărat că da 25 de euro de persoană. Nu știu cum se face, că văd că toți sunteți spirituali, toți sunteți inteligenți, dar înțeleg că din localitatea dumneavoastră a plecat ministrul branconier Igaș. Asta e situația. Ați văzut că USL și PDL e aceeași mizerie. În timp ce PDL a dat un ministru corigent care nu știa să vorbească și să scrie pe Igaș, ăștia acum USL-ul au dat-o pe Corina asta, Dumitrescu, nici asta nu știe să scrie și mai e și ministra educației. Jos hoții! 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 Eu vi l-am adus aici, în localitate, vi l-am adus și pe Sorin Ovidiu Bălan, pe Spaima Ciocoilor, e pe aici, pe undeva, și pe Florin Condurățeanu, și pe doctorul de suflete Florin Condurățeanu, și pe doctorul Paul Purea. Sunt pe aici și ei, pe lângă noi. Dar asta vreau să vă încurajez și să vă spun că, pe bune, o să câștigați în 10 iunie, o să vă recăpătați localitatea, libertatea, apoi județul și apoi țara. Și pe urmă să-l schimbăm și pe Băsescu cu acest semn. Ăsta e semnul nostru, trăiască poporul român, și ăsta e semnul de jos Băsescu, da? Iar țepele astea o să fie un simbol al luptei împotriva ciocoilor, o să le arătăm mereu la televizor și mereu o să aduc aminte despre dumneavoastră și despre felul în care ne-am primit. Ne-ați primit. Mă uit pe afișele alea, uite ce zice acolo, Falcă și cu Ioscu, că în Pecica am făcut treabă. Nu, dar cum adică, ce treabă au făcut? Mai o săptămână! Ei! Unii dintre noi să mai spuneți despre ăștia de la PDL că au fost gospodari, că au făcut câte ceva. Într-adevăr, au făcut multe, dar pentru fiecare dintre ele vor trebui să plătească la un moment dat pentru cât v-au furat în ultimii 22 de ani. La revedere, Doamne ajută să câștigăm împreună, să câștige poporul. Fabrică de mobilă, geamul de lopar. Alea fă aici. Bine, să rămână mulțumim. Vedeți? Ce ați întâlnit să exibați? Nu ne uitați, domnule. La revedere. Domnul președinte! Domnul președinte! Doamna Careva! Ne rugăm la Dumnezeu să vă ajute! Unde e locul? 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 Unde
că nu le uitați aici! Mulțumim! Doamne ajută, domnul Diaconescu! Mulțumesc, mă! Să președinte, domnule! Președinte! Sănătate multă, să trăiți, v-am pupat. La revedere! Să rămână!